Pandemia de coronavirus a afectat și numărul de vizitatori care au dorit să vadă Muzeul Satului din Baia Mare. Față de anul trecut, sezonul turistic din această vară a fost mult mai bun, însă turiștii străini au venit în număr redus în comparație cu anii precedenți. Anul acesta pot să spun că a fost un an destul de bun, după ce în 2020 ne-am confruntat cu prima lovitură a pandemiei și cifrele au scăzut puțin. În acest an, publicul ne-a trecut pragul cu mai multă încredere și având și muzeul în aer liber, pot să spun că am fost favorizați și mai ales pe Muzeul în aer liber vizitatorii noștri au fost în număr mai mare. Turiști străini au fost în scădere față de anii trecuți, dar în creștere față de anul trecut, în special bucureșteni foarte mulți din zona Constanța și din Moldova, din sudul țării, dar ne-am bucurat că și din vecinătate, din județele Cluj și Sălaj ne-au trecut pragul și mulți tineri. De asemenea, un segment de public care au ajuns la noi au fost români plecați în afara granițelor țării, mulți originari din Maramureș, care au venit cu familie, cu prietenii și cu copiii să-și regăsească rădăcinile. Muzeul Satului are 82 de obiective, însă nu toate sunt deschise publicului. Pot fi însă vizitate case din fiecare zonă etnografică reprezentativă pentru județul nostru. În cadrul muzeului este reunită arhitectura din zona Lăpușului, din Țara Chioarului, zona Codrului sau a Maramureșului Voievodal. Printre cele mai vizitate obiective se numără însă bisericuța din sat, unde se țin inclusiv slujbe religioase. Avem biserica, care este cel mai vechi obiectiv din 1630, ea provine din localitatea Checiș. Bisericuța noastră aduce oameni și prin faptul că este în cult. Deci aici se săvârșesc slujbe peste an, duminica, în sărbătorile mari, se oficiază slujba Paștelui, Crăciunului și atunci avem aici o comunitate care s-a strâns în jurul satului, în satul de pe deal și ne place nouă să spunem că satul nostru este viu. În această perioadă a început să scadă numărul de vizitatori și din cauza faptului că se apropie sezonul rece, iar perioada concediilor s-a încheiat. Însă școlile sunt încurajate să apeleze la conducerea muzeului dacă doresc să desfășoare diverse activități în aer liber cu elevii sau să vină în vizită cu clasa.